Salutare! Mi-am scos astăzi de la sertarul bridge, singurul bridge nou pe care mi l-am cumpărat în viața mea, vreo 300 de lei, 350 de lei, un Timor Zulingen, habar n-am. Și made in Germany și evredi, și evredi. Și vine cam așa într-o hârtie, vine l-am folosit, nu e. Cu cărțulia lui în care ne arată ei frumos așa cum se folosește agregatul, cum se trage pe strop, cum... Deci ca prima impresie când l-am scos din cutia lui cerată și nu știu ce. Prima impresie a fost că este foarte pătrățos, deci toate muchiile astea erau efectiv pătrate, cum mai pus lemnul și l-ai tăiat la traforaj. Totul era pătrat. Și colțurile astea, nu știu, erau și ele într-un fel, chiar nu mai țin minte, pentru că m-am apucat să rotunșesc absolut tot. Pentru că îmi place să-l simt frumos în mână când îl rotesc. Apoi, ce spuneam mai devreme cu Shave Ready. Shave Ready e o tâmpenie, o vrăjeală. Nu există Shave Ready decât dacă, adică gata de bărbierii, decât dacă ți-l iei de la un om care l-a ascuțit frumos și l-a îndreptat pe pietre. Ei, nu știu dacă ați urmărit filmulețe, în cel mai bun caz dau pe un strop cu pastă de lustruit. Aia înseamnă la ieșe vredi. Nu, eu am văzut ea durerea de cap, deci nu se poate. A trebuit să mi-l pun eu, să mi-l fac, să mi-l... Aici pe la mă scrie Deluxe, nu știu ce, oricum briciul e mic, 15-8, parcă nu mă înșel. Scria pe undeva pe cutie, pop. Da, 15-8. Se vede, nu știu că se vede. Deci, nu e cine știe ce. În fine, l-am lustruit-o, l-am ascuțit, l-am nu știu ce, bine că n-a fost, bine că n-a fost elice. Sau mă trezesc cu ce știi ce diferențe, cu ce știi ce. Briciul ăsta eu l-am folosit de mult, când am început să mă băbieresc, am zis hai să-mi iau și eu un brici nou. Și dă-i, bine, dă-i cu el pe față, au văzut că nu e cine știe ce. După care m-am apucat să mi-l ascut. Nu, înainte m-am apucat să-i rotunjesc mânerul, că nu-mi plăcea, era prea pătrat. După aia m-am apucat să mi-l și ascut. Mă uitam să văd ce scrie pe el. GSN Forshof sau ceva așa.
Zolling în Germany. Mă pricep la germană, așa că nu știu să o spun. Handmade, asta va fi semnând că a fost un om care l-a pus pe polizor sau ceva de genul ăsta, că ceva handmade, nu. Și iar Zolling în Germany, ștanțat. În fine. Chestia asta de aici e o ștampilă, vopsea nu e, ca și pe lamă. Cu Deluxe, nu știu ce, s-a mai luat că l-am mai lustruit eu. În fine, mânerul este din lemn de ceva cu instrumente muzicale, îmi scapă mie acum. Nu mai știu. Pe care l-am impregnat eu în ulei, pentru că nu mi se pare că o să reziste cine știe ce în timp. Ce mă enervează că nu mi-aduc aminte. Palisandru. Da, din lemn de palisandru. Un lemn exotic, nu știu. În fine, poți să fii de tei. Pe mine mă interesează cum o să se comporte în timp. Oricum, acum este foarte frumos, dacă pun originalul pe lângă el, nu seamănă unul cu altul. Sau cel puțin frumos din punctul meu de vedere. Deci, pe ăsta nu l-am mai folosit de o grămadă de timp și m-am gândit eu să-i fac un review. Nu știu de ce, dar mie mi se pare că seamănă foarte mult, cel puțin estetic, cu, mă rog, cu Gold Dollar, ca și lamă, nu ca și coadă. Gold Dollar are coada din plastic. Dar ca și lamă, mie mi se pare că seamănă foarte mult. Și o lamă moale, imediat se ascute. Nu e o problemă. Și-am pățit eu cu un japonez. Băi, de cum. Mai și cam asta ar fi. Eu chiar sunt curios cum o să mă împac cu el după atâta vreme. Pentru că a fost unul din plicele mele de început, că eu sunt bolnav de nervi. Pun ochii pe câte unul, mi-l iau, mi-l ascult, îl încerc, iar altul, iar nu știu ce, le tot schimb, le tot frec pe ăsta. Cu ăsta de câteva ori m-am bătmirit. Și bun, nu știu ce să zic. Cel puțin eu am fost mulțumit. Mi s-a părut că trebuie să tragi un pic de el, pentru că este foarte, foarte ușor. Adică o jucărie până la urmă. Dar sunt curios acum să văd ce o să se întâmple. Să-mi trag pe strop. Chestia asta nu e un ascuțit propriu zis, e mai mult o întreținere a lamei. Asta e o întreținere a lamei, nu e un ascuțit. Nu cred că așa se ascute, deci mă rog, se ascute oarecum, e un finish, nu e un... E ca o polișare așa a lamei, ca o... Ca o îndreptare, pentru că lama fiind foarte fină, chiar și firele de păr reușesc să o ciobească. O lamă de bărbierit. De câte ori te poți bărbieri cu ea? De câteva ori. După care nu mai taie. Păi nu mai taie pentru că, fiind atât de fin tăișul, rămân
fine, ciobituri. Și atunci îl iei pe strop și le, practic, le aduci la același nivel, le îndrepti, ca ea să poată să taie din nou. Altfel rămân așa, răscrăcărate. Eu vorbesc acum la nivel microscopic ce se întâmplă. Chestia asta nu se vede cu ochiul liber. Meseria și îl îndreptau așa în palmă. Îl îndreptau în palmă, nu-l mai treceau pe strop. Pe stropul de piele nu are cum același lucru, da? Oarecum, ăsta fiind, dacă ții bine întins, are o suprafață mare dreaptă și îl crește pe aia. Asta e chestia cu strop. Iar pe chestia asta, dacă pui o pastă diamantată cu o granulație fină, o întinzi, ți-ai făcut practic un fel de piatră de ascuțit. Mă rog, nu e... nu e soluția ideală, da? Părerile sunt împărțite, în orice caz. Fiecare ține la lui. În fine. O țin așa ca să se vadă practic forma lamei și îmi place să-l simt în mână. Acum se rotește frumos înainte, mă, tot unghiul de-a cu colțurile astea, care nu, mie nu-mi plăcea deloc. În fine, vorba multă sărăcia omului. Doamne, cât de ușor e. Nu, jucărie, îl țin ca pe cuțitașele alea de... ascuțit creioane de pe vremuri. Deci cu briciul ăsta nu o să mă nu emoții, pentru că le știu. Cumva m-am întâlnit cu el. Nu să fie nicio surpriză. Eventual... o să fac comparații cu altele. O mătuful anuia cu un pic. Apa caldă a venit de-ai rece. Hai că bun. Este un săpun turcesc, nu știu, dar la un magazin de al lor. Oricum, foarte scump.
mult mai ieftin decât cremele din comerț de bărbiri și alte. Sunt penii multe dintre ele. Mi se par absolut inutile. M-am bărbirit că ești să pun de mâini. De... Mare diferență. Mare diferență nu e. Sper să-mi facă plăcere să mă bărbieresc cu el. E ca o reîntâlnire cu... Doamne, ce ușură e. Doamne, ce ușură e. E ușor, dar e foarte plăcut. E foarte plăcut. Chiar e foarte plăcut. Foarte mișto. Foarte mișto. E un obraz foarte mișto. Dacă ți-l ascuți, nu te iei după șezile din lor. Chiar un briș mișto. Da. Da, chiar e un grij mișto. E o revedere plăcută. Doamne, cât de mișto. Chiar e mișto. Asta chiar îmi place. Frances. Pierre Hospital. Formele lui de scenă. Pierre Hospital făcea brice. Și a venit ieri Zaru și l-a cumpărat.
Acum, Thierry Zare e cunoscut. Săracul Pierre Hospital, fondatorul companiei, în fine. Și... el așa fabrice foarte mișto, da. Eu nu simt nevoie să-l încerc din nou. Nu simt nevoie să-l încerc. Nu, mă atrage. Da. Foarte mișto. Foarte mișto. Eu cred că o să mai încerc pe asta. O să mai încerc. Am desconsiderat pe nedrept. Vorbesc că după ce l-am ascuțit.
Eram comparat cu Ducul de la Ru, doar din ce am văzut așa la alții, din poze. La cum l-am auzit, la cum l-am... Goldul ăla nu l-am testat. Am înțeles că e un briș care merită toți banii. Din punctul meu de vedere, și ăsta merită toți banii. Pentru că e moale. În primul rând e moale și se ascute ușor. E moale, dar nu este atât de moale încât să fie nevoie să-l ascuți între două reprize de bărbierit. Adică mi-am dat spuma jos, mă apuc la trag pe strop, iar mă săpunesc, iar mă bărbieresc. Adică îl folosești în regim normal. Încă am înțeles că sunt unele care necesită ascuțire. Ascuțire, adică să-l dai pe strop. Da, nene. Asta e chiar un briș mișto. Asta e chiar un briș mișto. Asta e chiar un briș pe care îl folosești cu plăcere. Deci, fața ca față. La mine cel puțin, la briciu, imediat șters, urgent. Chiar am grijă să nu-l ud excesiv la mâner, la balamale și la nu știu ce. Șters frumos. Deci, nici măcar nu i-am imprimat aici pe coadă, pe coamă, randalinarea ca să nu-ți scape când îl ții. E pur și simplu lucios. E un bridge low cost, de asta spun. Mie mi se pare că seamănă foarte mult cu Gold Dollar-ul.
dar făcut de nemți cu mari pretenții. Sau, mă rog, cine l-o fi făcut și unde l-o fi făcut. Că nu mai poți să bași mâna în foc, că... În fine. Îl mai trag pe strop ca să... O sup un pic și tăișul. Pentru că pe tăiș e cam greu să ajungi. Când îl ștergi. Și atunci, practic, îl ștergi pe piele. Frec cu pielea ca să mai las un pic de grăsime pe strop. Să nu fie foarte uscat. Și cam asta e. Oricum, e un umbriș pe care îl recomand. E un umbriș pe care îl recomand. Poate puțin cam scump, 350 de lei pentru ce oferă, nici mai știu cât o fi acum. Dar e ok. E ok. Apă rece, bineînțeles. Simt eu pe undeva că agață foarte puțin, dar sunt eu compulsiv, obsesiv și bolnav de nervi. Dar nu mai stau acum că sunt obosit, am muncit toată ziua. Trebuie, domnule, niciun aftershave, nicio prostie. Are să miroși. Nu, ok, dar pentru piele nu știu cât de bine fac. O cremă absolut banală. Să arăși capacul. De la Lidl. Nivea. Ei, nu trebuie mai mult. Hidratează frumos. Și cu asta dau așa într-un strat foarte subțire și pe strupul de piele ca să-l întrețin. Și asta e tot. N-ai nevoie de toate minunile rupește. Chiar n-ai nevoie. Alea sunt pentru marketing. Uite ce frumos se bărbierește un om cu niște rahaturi până la urmă. Rahaturi. Chiar rahaturi. Și cutia de cremă mă ține 100.000 de ani. Acum nu e vorba de chitroșenie, de... Hai să facem economii. Nu, nene, vreau să mă simt bine. Vreau să am un bărbierit comod, frumos. Mă simt bine, nu-mi trebuie Mac 3, nu-mi trebuie cine știe ce prostii. Pot să... Dacă vreau să miros într-un fel, pot să-mi iau după aia un aftershave, să dau la mișto, că uai, miros bărbătește, băi mă lași. Și cu asta basta. Simplu.
Ah. Până la urmă era vorba de brici, nu de mine. Firma era totodată. Sunt foarte mulțumit de el. Deci de asta chiar sunt mulțumit. Nu o să-l vedeți în forma asta, pentru că e tunat de mine, ca să zic așa. Dracu, am zis că se numește. Am zis că se numește Timor. Dar unde scrie? Mai știu unde scrie, a făcut de Zollinger. Nici nu mai știu. Timor și mai cum? Nici nu scrie. Timor. Ba da, scrie aici. Da. Să mă uit că bate lumina asta, Iure. Finest quality. Straight trez, razor, best workmanship. A brand by Timor, G&F, Zollingen, făcut de GSN, Forsthoff, Zollingen, Feine, Stahel, Warren, made in Germany. Mă rog, Zollingen ăsta e un fel de da, și oțel carbon, nu ruginește, nicio problemă, nu e inox, nu e... Și ai... Mulțumesc pentru vizionare!